Accidentul a avut loc la ieșirea din localitatea Copăcioasa. Un șofer de 51 de ani a pierdut controlul direcției, lovind un alt autoturism care se deplasa regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât mașina bărbatului vitezoman a ajuns pe plafon, iar ambii șoferi au suferit leziuni multiple. La data de 26 mai anul curent, polițiști din cadrul Poliției orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați prin apelul 112 de un participant la trafic despre faptul că în localitatea Copăcioasa a avut loc un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat faptul că un bărbat de 51 de ani din comuna Liveș, județul Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 66, localitatea Copăcioasa, datorită vitezei neadaptate la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției, a intrat în coliziune cu un autoturism pe contrasens, condus regulamentar de un bărbat de 57 de ani din orașul Bumbejiu, după care s-a răsturnat pe carosabil. În urma impactului, cei doi conducători auto și un bărbat de 47 de ani, pasageri în autoturismul răsturnat, au suferit leziuni, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. O perioadă, circulația autovehiculelor a fost dirijată de polițiști pe un singur sens până la degajarea părții carosabile. De asemenea, la spital au fost prelevate probe biologice conducătorilor auto în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.